Asculți Smart FM 107,3. Melodia pe care tocmai am ascultat-o se numește Superstare și este a celor de la One, care da. One reprezintă Chris Ciobănașu și Vlad German. Foarte frumoasă melodia și am înțeles că are și o poveste interesantă videoclipul acestei piese. Da, da, videoclipul l-am filmat într-o vacanță în Grecia. Ne-a ajutat un prieten de familie cu care am fost în vacanță și practic în acest videoclip spunem povestea vacanței. Este o vacanță în doi, deși este filmată de un al treilea om. Am găsit niște drumuri pe acolo off-road și am mers cu mașina, am filmat la piscină, drăguț, super situații drăguțe, și am filmat, bineînțeles, și la mare, că de-aia am filmat în Grecia. Corect. Pur și simplu a surprins momente și v-ați dat seama că... Că wow, merg noi montate, chiar avem un videoclip. Da, că merg montate și ai și ceva super drăguț. Păi așa se întâmplă lucrurile cele mai frumoase, spontan. Da, da, da. Vorbește-mi puțin despre proiectul Happy Day de la Happy Channel, pentru că este o nouă etapă în cariera ta, da. Și știu că acum, în sezonul acesta, începând din septembrie, aveți niște noutăți. Exact. Bun, să o luăm de la începutul începutului. Pe 8 martie s-a relansat canalul și a devenit Happy Channel din fostul Euforia, pentru cine nu știe unde să-l găsească, pentru că au fost întrebări de genul ăsta. Și s-a lansat odată cu emisiunea Happy Day, care este o pastilă culturală în momentul de față, un magazin informativ în care vorbim și promovăm filme, evenimente, presupun de evenimente, festivale, mm-hmm. festivaluri. Ce mai vorbim despre balet, despre cărți, cel mai important. Și este o emisiune de 10 minute, de la 12 fără 10 noaptea, care, mă rog, are mai multe relori în cursul zilei următoare. Dar emisiunea asta a fost făcută așa, între 5 oameni, toți până în 25 de ani, la început de drum. Nici noi nu știam, n-am mai făcut asta cu prezentatul, a fost ceva nou pentru noi, nici nu știam dacă o să ne descurcăm. Și uite că a funcționat, a mers bine și din septembrie, de pe 5 septembrie, emisiunea crește, să spun așa, la o oră, de la 8 dimineața, de luni până joi și sâmbăta și duminica, cu mai multe reluări pe timpul zilei. Și o să avem mult mai multe lucruri, o să fie făcută mult mai dinamic. Și avem o nouă prietenă, prietena ta. Da, prietena mea cea mai bună, Carmen Brumă. Știu că a decis să se întoarcă în televiziune în această toamnă, chiar la da, Happy Channel. La Happy Channel. Alături ne va de voi. Învăța, alături de noi. Ne va învăța să facem sport, să trăim sănătos. Îmi de voi, sincer, dacă vă v-ați învățat. Și nouă. Pe mine mă învață mereu, mereu, mereu. Am și filmat, am și pozat, am pus pe rețelele de socializare. Mă bucur acum că v-are pe voi în colimator, pentru că mai scap eu. Da, da, adevărul este că am filmat câteva emisiuni de sport și ne-a cam chinuit, dar să nu, sperăm să nu ne audă. Ne va auzi sigur. Cum a fost la filmări? Ce v-a pus să faceți? A fost foarte haios, pentru că nu ne pune să facem doar sport și atât. Am creat o relație cu ea, am creat niște semi-personaje, să spun așa, combinate cu persoana noastră din viața reală și am făcut niște personaje în care noi doi, vezi, Doamne, suntem niște leneși, niște oameni care nu prea fac sport și care doar mănâncă prostii, iar ea vine ca o soră mai mare sau ca o mămică să ne învețe să trăim sănătos. Într-adevăr, Carmen este o persoană care știe să motiveze foarte bine, indiferent de sex, de vârstă, cam pe oricine când vine vorba despre mișcare și trăi sănătos. A fost foarte interesant, pentru că între momentele de filmare am încercat să creăm o relație, bineînțeles că o să, na, atâta timp o să filmăm împreună și am încercat să ne cunoaștem și este incredibil cum
știe atât de multe lucruri încât poate să te facă să te convingă că ce știi tu nu e adevărat. Da, normal, pe le-a învățat de la mine, îți dai seama, stând de atâta, de atâta timp împreună. E normal, trebuie să se ajungă. E o persoană foarte plăcută, foarte amuzantă și, amuzantă. Și am învățat multe lucruri de la ea. Multe. Adică am filmat cât? O zi. Deci, practic, voi vă distrați acum mărindu-vă echipa. Da. O aveți și pe Carmen acolo, da. În care vă tot ține așa speech-uri. Asta da. E bine, asta nu e bine. Și toate lucrurile acestea le vom vedea începând cu septembrie. Cu septembrie. 5 septembrie de la ora 8 dimineața. Eu voi fi cu ochii pe voi. Deci 8 dimineața e perfect. Îmi duc copilul la grădiniță. Acolo sunt. Dacă faceți o mișcare, mă aveți și pe mine pe capul vostru prin SMS. Super! Spune-mi... cum îți vezi tu, Chris, viitorul? Știu că este o întrebare așa mare și poate pare seacă, dar unde te vezi? Așa cum te-am întrebat, unde te vedeai atunci când erai tu mititică și te vedeai somat?